Mașinile la mâna a doua aduse din străinătate s-ar putea scumpi în următoarea perioadă. Guvernul a decis în ultima ședință în care a avut puteri depline că toți samsarii de autovehicule sunt obligați să înscrie personal mașinile la RAR înainte de a le vinde. Autoritățile spun că statul a pierdut mai bine de 1 miliard de lei în ultimii 5 ani prin neplata TVA-ului de către cei care aduc mașini din străinătate și le vând mai departe. Cei vizați spun că sunt luate în vizor marile firme care au făcut adevărate averi din neplata acestei taxe către stat. O părere nu prea bună. Se afirmă faptul că... Circularea costă foarte scump la noi. Da, statul ar fi luat această decizie pentru că ar fi pierdut foarte mulți bani pe seama acestor samsari care vând mașini. A fost dintotdeauna și va fi cu samsareala cu mașinile. Deci noastră nu considerați că ar fi un lucru bun? Nu. Dar cu mașini second-hand eu aș zice că să nu mai primească, fiindcă se pune problema poluării. Uite, sunt mașini electrice care și românii au început să facă, francezii fac în continuare. Asta este viitorul omenirii, viitorul tehnicii auto, mașini bine ăștia, pe energie electrică. În rest, numai că motorina s-a terminat, benzina s-a terminat, nu vedeți și scumpirile ăștia. Nu sunt făcute și ele, sunt făcute cu un scop, ca să nu mai încurajeze nici samsarii ăștia să cumpere, să revândă, să vândă. Este cimitirul Europei în România. Executivul a decis de la începutul lunii ca toți cei care aduc mașini din străinătate să le înscrie personal la registrul auto român pe numele lor înainte de a le vinde. Statisticile oficiale arată că bugetul de stat ar fi pierdut peste 1 miliard de lei în ultimii 5 ani din aceste afaceri. Samsarii spun că modificarea legislativă îi vizează pe cei care au firme care în ultimii ani au făcut averi colosale. Da, e pe locul 2 la mașini. E paradoxal. Bun. Datorită mediului, eu cred că vrând nevrând trebuie să renunțăm la mașinile astea, să trecem pe alea electrice, că altfel ne ducem dracu cu toți. Să alege praful de ăsta. Nu vezi că nu mai loc să mai parchez o mașină în oraș. Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, mai e nevoie de un protocol încheiat între RAR și ANAF. Atunci prețurile cu siguranță vor crește, spun autoritățile.